Creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc astăzi nașterea Maicii Domnului, numită în popor și Sfânta Maria Mică. La Catedrala Mitropolitană, cu denumirea sărbătorii, zeci de enoliași s-au adunat pentru a asista la serviciul divin oficiat cu acest prilej. Pentru creștini ortodoxi, nașterea Maicii Domnului semnifică abandonarea păcatului în favoarea unei vieți curate spiritual. Prin trânsa s-a făcut împăcarea omului cu Dumnezeu, aduce bucurie întregii omeniri și este pururea rugătoare pentru întreg neamul omenesc. Nașterea Maicii Domnului sugerează că smerenia, credința și răbdarea fac minuni. Cu 4 ani în urmă m-am dus pe lume o fetiță și am venit ca să aprindem o lovnare în sănătatea ei. Am soră Marie, am avut soacră Marie, foarte. Cred în sărbătoarea asta, am fost și am pus lovnările. Iar pe noi ne păzești, ne bucurești și ne ajut. Pentru ce v-ați rugat astăzi? Pentru copii și nepoți. De Sfânta Maria Mică, oamenii aduc la biserică fructe, pâine și lumânări pentru a fi sfințite. Părinții Maicii Domnului au fost drepții Ioachim și Ana. Pentru că nu aveau copii, ei au fost ironizați și batjocoriți de oameni. După 40 de zile de post și rugăciune, însă, Dumnezeu i-a binecuvântat. În Moldova, peste 125.000 de femei au numele Maria și aproape 7.500 de bărbați poartă numele Marin.